Videoclipul analizează posibila origine comună dintre indo-europeni și popoarele asiatice, cum ar fi chinezii, din perspectiva evoluției umane timpurii și a ADN-ului ancestral. Pentru început vom analiza originea Homo sapiens și separarea timpurie est-vest, rutele de migrație paleolitice și primele populații eurasiatice, dovezi genetice din haplogrupuri, ADN vechi și modern, dovezi și ipoteze lingvistice și culturale. Mai întâi despre posibila originea genetică a indo-europenilor și a popoarelor asiatice. Originea Homo sapiens și separarea timpurie între est și vest. Originea africană recentă a oamenilor moderni este în paleoantropologie modelul principal care descrie originea și dispersarea timpurie a omului modern anatomic și poartă numele de ipoteza originii unice recente. Conceptul a fost speculativ până în anii 1980, când a fost confirmat de studiul ADN-ului mitocondrial al indivizilor trăind în zilele noastre, coroborat cu dovezi bazate pe antropologia fizică a speciilor arhaice. Conform dovezilor genetice și paleontologice, Homo sapiens arhaic a evoluat către omul modern anatomic numai în Africa, între 200.000 și 100.000 de ani în urmă, o ramură a acestei populații părăsind Africa acum aproximativ 70.000 de ani și, în timp, înlocuind populațiile anterioare de hominide, cum ar fi Homo neanderthalensis și Homo erectus. Originea africană recentă a oamenilor moderni este în paleoantropologie modelul principal care descrie originea și dispersarea timpurie a omului modern anatomic. În perioada Paleoliticului Superior Timpuriu, strămoșii eurasiaticilor de vest, din care fac părți populațiilor indo-europene, și cei ai eurasiaticilor de est, popoarele din Asia de Est, precum chinezii, au început să se diferențieze. Studiile genetice recente sugerează că această separare este-vest a avut loc foarte devreme, posibil acum 70.000 de ani. O analiză din 2024 indică faptul că divizarea dintre eurasiaticii estici și vestici s-a produs probabil pe platoul iranian, Persan, în urmă cu peste 48.000 de ani. Rezultă că indo-europenii și chinezii au avut inițial o populație ancestrală comună, dar s-au desprins în ramuri distincte în paleolitic, pe măsură ce oameni moderni timpurii s-au răspândit în Eurasia. Modul în care s-au despărțit este prezentat în rutele de migrație paleolitice și primele populații eurasiatice. Ruta sudică, pe la sudul Himalaiei, a permis ca un val de populații cu caracteristici genetice uniforme să migreze prin Asia de sud și de sud-est. Formarea grupului de gene din Eurasia de Nord Siberian Antic a avut loc în perioada Paleoliticului Superior. O populație timpurie din Eurasia de Vest, înrudită cu europenii din Paleoliticul Superior, cum ar fi Costenchi și Sungir, a migrat pe o rută nordică în Siberia. Din acest val sudic au evoluat rapid strămoșii asiaticilor de est și sud-est, precum și ai australazenilor, Oceania, și ai unor grupuri din India. Ruta sudică a dat naștere așa numitului nucleu est-eurasiatic, confirmat de date paleogenetice. Ruta nordică, pe la nordul Himalaiei, prin Asia Centrală. Alte grupuri s-au răspândit inițial spre nord, ajungând până în Europa de Est, peștera cu oase, Barhokiro în Balcani, Siberia, Ust-Ishim și chiar nordul Chinei. Aceste populații paleolitice timpurii aveau afinități est-eurasiatice, însă studiile arată că ele au contribuit foarte puțin sau deloc la genomul est-asiatic modern. Strămoșii direcții ai populațiilor moderne din estul Asiei provin în principal din valul sudic, nu din aceste ramuri nordice timpurii. În paralel, strămoșii vest-eurasiatici, din care derivă ulterior și indo-europenii, s-au stabilit în vestul Eurasiei, orientul apropiat Europa, relativ separat.
Aceste date confirmă o divergență timpurie. Eurasiaticii vestici și estici au avut un strămoș comun, dar s-au separat demografic la aproximativ 500.000 de ani în urmă, pe măsură ce unii au migrat spre Europa și Orientul Mijlociu, iar alții spre Asia de Est. În cele ce urmează vom prezenta câteva dovezi genetice din haplogrupuri, ADN vechi și modern, privind diferența dintre indo-europeni și chinezi. Diferențierea genetică dintre indo-europeni și chinezi este reflectată clar în distribuția haplogrupurilor de ADN, atât pe linie paternă, cromozom Y, cât și maternă, ADN mitocondrial. Haplogrupuri pe linie paternă, Xina ADN. Populațiile indo-europene sunt dominate de haplogrupuri precum R1A și R1B, caracteristice europenilor și populațiilor din stepele eurasiatice, și de IgG, provenite din vestul Eurasiei. În contrast, populațiile chinezești și estasiatice au preponderent haplogrupuri OM175, C și D, specifice Asia de Est, și N, asociat popoarelor uralice și siberiene. Aceste diferențe arată că liniile masculine s-au separat foarte devreme. De exemplu, haplogrupul O, dominant în China, și haplogrupul R, dominant în Europa, fac parte din clade, adică ramuri diferite ale cromozomului X, care s-au despărțit acum zeci de mii de ani de la un strămoș comun. Ambele derivă dintr-un strămoș Y numit haplogrup K, existent probabil acum 50.000 de ani în Asia de Sud sau Centrală. Ulterior, haplogrupul R s-a ramificat în R1A, R1B în vest, Europa, stepa pontică, iar haplogrupul O în subcladele O3, O2, etc., care au colonizat China și Asia de Est. Haplogrupuri pe linie maternă, ADN-MT. O poveste similară reiese și din ADN-ul mitocondrial. Europenii, adică indo-europeni, au frecvent haplogrupuri precum H, V, U, K, T, J, T, derivate din macrohaplogrupul N, linia R de ADN-MT, în timp ce estasiaticii chinezi prezintă în majoritate haplogrupuri din macrohaplogrupul M și N, specifice Asiei de Est, precum D, B, F, A și. Aceste linii materne indică și ele o separare veche. Haplogrupurile M, foarte răspândite în Asia, aproape lipsesc în Europa, sugerând că după ieșirea din Africa, o ramură timpurie purtătoare de M a populat Asia, în timp ce strămoșii europenilor au purtat mai ales linii NTR înspre vest. Evidențe din ADN-ul antic. Studiile de paleogenomă confirmă aceste diferențe. De exemplu, un individ din Paleoliticul Superior Timpuriu de la Ustișim avea un genom bazal față de eurasiatici, indicând existența deja a două linii separate, estică și vestică, la acea dată. Faptul că aceste genomuri vechi nu sunt strâns înrudite indică divergență genetică timpurie dintre est și vest. S-a constatat că Tianyuan, China, împărtășește multe, mai ales cu populațiile asiatice moderne, pe când Oase, Europa, cu cele vestice, confirmând că deja acum aproximativ 40.000 de ani, cele două ramuri umane erau separate. Să vorbim acum despre formarea strămoșilor indo-europeni comparativ cu strămoșii chinezi. În Paleoliticul târziu și Epipaleolitic, fiecare ramură a evoluat izolat relativ. Strămoșii eurasiaticilor vestici au trecut prin evenimente precum ultimul maximum glaciar, care i-a izolat în refugii din Europa de Sud și Orientul apropiat. Strămoșii eurasiaticilor estici, ai chinezilor, s-au adaptat la mediul din Asia de Est. De exemplu, trăsăturile fizice distincte ale nord-est asiaticilor, precum fața plată, ochii cu pleoape epicante, sunt atribuite adaptărilor la clima rece din Siberia în timpul ultimelor glaciațiuni. Importanța acestor adaptări sugerează că populațiile estice au petrecut milenii separate în Asia de nord-est, în timp ce populațiile vestice au evoluat în Europa.
Totodată, ambele ramuri au primit contribuții genetice de la hominizi arhaici, atât strămoșii indo-europenilor, cât și ai chinezilor între 1-2% ADN de neandertal. Populațiile est-asiatice prezintă chiar un ușor exces de ADN neandertalian față de europeni, posibilități de valuri de amestecare suplimentare. De asemenea, populațiile din Asia de Est, inclusiv chinezii, au primit o mică infuzie de ADN denisovan, un alt hominin arhaic, în special vizibilă la populațiile din Asia de Sud-Est și Tibet, în timp ce europenii nu au aproape deloc ADN denisovan. În Neolitic și epoca bronzului, diferențele s-au accentuat prin dezvoltarea separată a culturilor agricole. În Europa și Asia de Vest, fermierii neolitici proveniți din Orientul apropiat, haplogrupuri J2T, etc., s-au amestecat cu vânătorii culegători locali, haplogrup I și R1 arhaic și ulterior cu păstorii din stepe, haplogrup R1A, R1B. Acest amalgam a dat naștere populațiilor indo-europene prototip, ex în cultura Yamnaya aproximativ 3300 înaintea erei noastre, care au răspândit atât genul cât și limbile indo-europene în Europa și Asia Centrală. În China, comunități neolitice timpurii s-au dezvoltat independent. La nord, în bazinul fluviului Galben, miletul domesticit, și la sud, în bazinul Yangtze, orezul domesticit. Strămoșii chinezi, propriu-zis Han, derivă în principal din fermierii neolitici ai fluviului Galben, descendenții ai vechilor asiatici nordici Anea, cu o contribuție din fermierii de la sud, vechii asiatici sudici Asea. Până în epoca bronzului, aproximativ anul 2000 înainte de Hristos, structura genetică de bază a chinezilor Han era deja formată. Este important de menționat că indo-europenii și chinezii nu au un strămoș comun recent, strămoșul lor comun datează din Paleoliticul timpuriu. După aceea s-a separat, fiecare grup a acumulat caracteristici genetice proprii. De exemplu, mutații pentru toleranța la lactoză au apărut la păstorii indo-europeni din Europa, după domesticirea vitelor, în timp ce majoritatea chinezilor nu au această adaptare, neavând istoric pastoral puternic. În schimb, o mutație precum EDAR V370A, asociată cu părul des și dinții în formă de lopată, este aproape universală la est-asiatici, dar rară la europeni, semn că a apărut după separarea celor două ramuri. Interesant, ambele populații au evoluat, pielea mai deschisă la culoare sub latitudini înalte, însă prin căi genetice diferite. Unele variante genetice pentru pigmentare deschise sunt diferite la europeni față de est-asiatici, indicând evoluția convergentă. Astfel, deși ambii au ajuns să aibă piele relativ deschisă, setul de mutații implicate nu este același. O dovadă că adaptările au avut loc după divergența genetică a strămoșilor lor. Deși marile linii genetice indo-europene și est-asiatice au rămas separate, au existat și interacțiuni și amestecuri genetice limitate între ele, mai ales în regiunile de contact din Eurasia Centrală. În Siberia și Asia Centrală preistorică a avut loc un eveniment de amestec paleolitic între ramura veste-eurasiatică și cea este-eurasiatică. Acest lucru a dus la apariția unei populații hibride numite de geneticieni strămoșii nord-eurasienilor antici, ANE. Analizele ADN arată că acești ANE, exemplificați de individul Malta, din Siberia aproximativ 24.000 de ani înainte de Hristos, aveau două treimi din ascendență de tip vest-eurasiatic, asemănătoare europenilor paleolitici, și o treime est-eurasiatic, asemănătoare a omului din Tianyuan, China. Migrații de stepă spre est. O convergență târzie a avut loc în epoca bronzului, când păstorii indo-europeni din stepele vestice au pătruns spre est. Descendenții lor, precum tocarii din bazinul Tarim,
vestul Chinei, mileniul 2 înainte de Hristos, erau o populație indo-europeană cu caracter genetic vest-european, haplogrup R1A, trăsături caucazoide, stabilă izolat în Xinjiang. Mumile din Tarim studiate genetic prezintă origini vestice, asemănătoare popoarelor din stepa Volgo-Caspică și Europa de Est și practic zero ascendență est-asiatică, deși trăiau adiacente Chinei. Acest lucru confirmă că ramurile indo-europene au ajuns în contact geografic cu civilizația chineză, însă cu un bagaj genetic distinct. Există totuși o serie de influențe minore reciproce. Spre extremități și populații europene au mici urme est-asiatice din migrațiile istorice. Haplogrupul YNM231, derivat din strămoși est-asiatici, este prezent astăzi la populații uralice din Europa de Nord, exemplu, finlandezi, estonieni, ruși nordici, indicând o migrație antică a unor grupuri siberiene spre Europa. Invers, haplogrupuri vestice ca R1A și R1B apar sporadic la unele popoare din vestul Chinei, Mongolia și Siberia prin moștenirea admixturilor indo-europene din epoca bronzului. Concluziile cele prezentate. Indo-europenii și chinezii împărtășesc o origine străveche comună, derivând din populația Homo sapiens, care a părăsit Africa în Paleolitic. Dovezile genetice, atât ADN antic cât și modern, arată că cele două ramuri s-au separat acum 50.000 de ani, evoluând de-a lungul mileniilor pe traiectorii distincte. Haplogrupurile și genomurile moderne reflectă această distanță genetică. Europenii, inclusiv popoarele indo-europene, și est-asiaticii, inclusiv chinezii, au profiluri genetice diferite, formate prin evenimente diferite de migrație și adaptare. Punctele de convergență există doar la nivel foarte vechi, strămoșul comun Out of Africa, sau în zone de contact, amestecuri limitate în Siberia și Asia Centrală. Cu toate acestea, ambele grupuri fac parte din aceeași specie umană, iar studiile genomice subliniază că diferențele genetice dintre populațiile umane sunt graduale, nu absolute. În esență, indo-europenii și chinezii au pornit de la aceeași sursă ancestrală, dar s-au despărțit evolutiv în Eurasia, dezvoltându-se separat cu propriile identități genetice, timp în care au existat doar interacțiuni marginale între aceste mari ramuri ale omenirii. Aceste cercetări științifice, bazate pe secvențierea ADN-ului vechi și pe analiza a mii de genomuri moderne, oferă o imagine mai clară asupra originii și divergenței populațiilor umane din Europa și Asia. Prin urmare, întrebarea originii comune indo-europeni, chinezi primește un răspuns nuanțat. Da, la nivel paleolitic au avut o populație ancestrală comună, însă de atunci, drumurile lor genetice s-au separat, conturând diferențe semnificative cu puține puncte de contact genetic direct în preistorie și istorie. Dovezile și ipotezele lingvistice și culturale ale unei posibile legături dintre indo-europeni și chinezi vor fi prezentate într-un alt videoclip.